Bună ziua, dragii mei! Iar nu știu cum o să lipesc videoclipul. Iar s-a întrerupt. De prea plin, apropo, de prea plin acum. Dacă data trecută am fost întreruptă de o avertizare, ro alert, acum am fost întreruptă de prea plin. Probabil că acest rege de spade, oh, chiar împărat, bre, chiar căsătorit cu justiție, Berbec Taur, balanță sau semn de foc, poate fi oricine, whatever, inclusiv scorpion. După ce voi v-ați hotărât, într-un fel sau altul, cred că ambii ați contribuit la această moarte a pasiunii, bre, moartea pasiunii, da? De prea multă responsabilitate, moartea pasiunii, de prea multă suferință, prea multe griji, prea multă karmă, prea multe blocaje. Dar eu cred că multe sunt datorită indeciziilor cuiva și tendinței de nu a arăta ce simte. Da? Am clarificat mai devreme. Dar, asta am zis. Acest final care a fost între voi, spus, rostit, cred că de voi, ca pareasul de spade, rostit de voi, creează conflicte interioare eventual, poate și gelozii. În viața, poate nu doar interioare, poate chiar conflicte, în viața acestui personaj. Poate e cu un alt semn de aer și are conflicte. Posibil și asta. Posibil și asta. Dar, repet, comunicarea voastră că ați stabilit că este prea mult, că vă consumă această situație, care? Dorința lor de control, dorința de, eu știu, blocajele, la, ce-o fi, ce-o fi, da? Creează niște conflicte și în interiorul acestui personaj. Poate sunteți voi, dacă sunteți bărbați. Voi știți. Hai să vedem în continuare. Judecata. Dorința de împăcare sau ascultați-vă intuiția și rațiunea. Și rațiunea și intuiția. Ce vă spune, dragii mei pești? Intuiția, rațiunea, nu sufletul, nu emoțiile, intuiția și rațiunea. Ce vă spun? Intuiția vă spune că trebuie să vă concentrați pe muncă. Să manifestați independență, 8 și 1, 9. Dar mai este ceva. Posibil acest personaj să încerce să mai comunice cu voi și să manifeste, să zic, un soi de reabilitare. Nu aș spune musa împăcare, ci reabilitare. Să încerce să lucreze în relație într-o formă sau alta. Nu vă dau speranțe. Dar există și acest mesaj. Trebuie să-l transmit, că de-aia sunt aici să transmit mai multe mesaje, nu doar unul. Dar ascultați-vă rațiunea și intuiția. Chiar vreți să mai treceți prin ce ați trecut? Peștișori, soare, lună, Venus, ascendent, în nord, în peștișori, lună plină în balanță. Sunt multe. Peștișori. Oh, a zis mare preoteasă, intuiția. Interesant. Două persoane foarte diferite, dar amândouă foarte inteligente. Unul lucrează foarte mult în zona 3D, că judecata reprezintă ce? Un înger care vorbește unor oameni și îi cheamă la trezire. Celălalt comunică foarte bine cu îngerii și poate și cu cei din 3D, dar acolo stă mai bine. Cam așa sunteți voi. Cam așa sunteți voi. Deci amândoi, intuitiv și regele de spade intuitiv, dar nu are intuiția prelucrată ca Marea Preoteasă, pardon. Și Marea Preoteasă are logică, dar nu are logica asta mecanică. Pământeană. Da? Aici sunteți, eu așa vă fac, țâc, țâc, țâc. Puteți? Ați putea să vă împăcați dacă vreți. Dar pentru asta ar trebui
Marea preoteasă să vină un pic mai jos și regele de spade un pic mai sus. Adică regele de spade să crească un pic spiritual și marea preoteasă să fie o leacă mai pământeană. Marea preoteasă, care este simbolul peștilor, printre altele. Varianta superioară a peștilor, da? Și aici este Pluto, probabil în sinastria voastră, există marcaj puternic în Pluto. Sau cu Pluto, mai bine zis. Dar judecați. Cred că totuși o să mai vedem. Hai să și clarificăm. Cel mai frumos mesaj pentru prezent și viitor este că renașteți din punct de vedere spiritual. Dacă sunteți o leacă mai logici și o leacă, da, asul de spade și steaua și ea ține de marea preoteasă, vedeți cum? Ia uitați. Și puteți să mergeți mai departe. Ce vreau să spun? Puteți să renașteți spiritual, pentru că aici a fost un tumult. Dacă și voi vă ascultați, repet, nu doar intuiția și rațiunea, fără, mai puțin emoțional, dar o să clarific. Peștii ar trebui să fie o leacă mai puțin emoționali. Gândiți-vă, chiar, de fapt, ce vă atrage? Pentru ce mai stați? Pentru ce aia, pentru cealaltă? Chiar se merită? La capătul setului de cărți? Abandonul, durerea. Ia uite, această situație foarte toxică, unul foarte toxic, pământean, adictiv, în relații karmice, celălalt concentrat pe stabilitate. Jocuri mentale versus adevăr. Unul spune adevărul, altul se joacă. Are măști. Și acest ciclu trebuie să se încheie. Da? Probabil că amândoi vă simțiți abandonați într-un fel sau altul, dar cred că unul mai mult decât celălalt. Hai să vedem despre regele de spade în prezent și viitor. Nu musai semn, poate să fie și marcaj ascendent, lună, da? Gemeni, balanță, vărsător ar fi regele de spade, deși e perfect. Cavalerul de cupe. Ar vrea să comunice? Interesant. Posibil, repet, nu vă dau speranțe, dar posibil să-și dorească să reechilibreze cu judecata și cu șase de monede, care arată totuși o balanță, da, o balanță. Dorința de a echilibra situația. De a crea un soi de abundență, de a se implica. Cavalerul de monede se implică, reprezintă, da, e o energie activă. Cavalerii sunt activi. Energie yang. Dorința de a se implica practic și să exprime ceva din emoțiile sale, da? În această relație. Dorința de a, posibil, repet, nu vă dau speranțe, dar e posibil să dorească să ofere reciprocitate. Poate că înțelege că meritați. Regele de spade înțelege, meditează și înțelege. Și dacă marea preoteasă, dacă împărăteasa nu merită, cine mai merită din acest tarot? Dacă ele două nu merită. Nu? Cine mai merită? Mai dăm o carte pe cavalerul de cupe? Dacă tot s-a întrerupt. Acum am făcut spațiu. Probabil se eliberează din spațiul vostru, din viața voastră ceva. Blocați, că am văzut șapte de monede, poate și personajul blochează energiile care afectează, influențează negativ situația și stările voastre. Poate și voi mai faceți oarecare ordine. Cavalerul de cupe. Interesant. Ar putea. Iar nu vă dau speranțe că acest rege de spade să își dorească, e conștient, măi, prost, nu e clar. Clar nu e prost. E unul dintre cei mai inteligenți. Be, bine, toți regii sunt inteligenți. Aici este inteligență rațională.
E conștient că trebuie să exprime și emoții, dar cel mai mult ar vrea să se exprime. Ah, interesant, să exprime dragostea prin sex, pardon, dar asta e mesajul. Sau se exprimă parte din pasiunea sa, adică să vă arate că de fapt nu e chiar atât de rece. Aici e ideea. Acest personaj vrea să arate că nu e chiar atât de rece. Că de fapt e chiar cald. Interesant, temperanța, iar înseamnă dorința de echilibru, de a vindeca. Ce? Jocurile mentale, atitudinea asta arogantă. Deci de spate foarte arogant, foarte egoist. Ar putea să fie adevărul la care a ajuns după acest sentiment de abandon pe care îl aveți amândoi, posibil, în această perioadă, mai mult personajul acesta decât voi. Dacă voi sunteți bărbați, vă regăsiți, bănuiesc, da? Ideea este că se dorește echilibrare, vindecare. O comunicare care să găsească un numitor comun. Un compromis eventual, că am văzut 6 de monede. Judecata. Dacă vine acest personaj, pentru că acest cavaler arată acțiunea, judecați și voi. Judecați bine. Judecata. Valetul de bâte, da? Iar. Comunicare. Acest personaj va comunica. Va iniția. Valetul de spade de bâte înseamnă inițiere. Deși, mare grijă, mare grijă. Poate se consultă cu cineva. Interesant. Probabil că acest personaj se consultă cu cineva, deși n-aș vrea să vorbesc despre un personaj. Hai să vorbim despre voi, da? Veți avea o comunicare. Și aici e comunicare, și aici e comunicare. Veți avea comunicare cu cineva care. Dar poate nu e acest personaj, poate e altcineva despre care nu știți, care nu și-a arătat nicio emoție. Poate ceva nou, something new, da? Pentru că mergeți faetonul, mergeți înspre ceva nou, care vă e predestinat. Poate este ceva nou. Why not? Meritați ceva nou. Da. Valetul de bâte. Comunicare. Inițiere. Pasională nu zice nimeni, originală nu zice nimeni că nu. Dar hai să mai vedem. Asul de cupe! Bre! Ce frumos! Stai că e aici. Unde te-ai ascuns? Stai, stai că e aici. Ah! L-am văzut, bre! Uite-l aici, l-am văzut semn. S-au răsucit? Asul de cupe. Eu nu o dragoste. Repet, dacă e personajul din trecut, probabil că vrea să se împace. Dar poate e altcineva din trecutul vostru. Peștișori, soarele nu a venit. Da. Asul de spade, iar și 5 de spade. Dorința de a avea cu orice chip victorie. E o atitudine oarecum egoistă. Nu zice nimeni că e vreo. Dar dragoste este, vindecare, dorința de vindecare, iar clarifică Marea Preoteasă pentru peștișori. Marea Preoteasă vrea să o ia de la zero, aici este. Sunteți voi, ar putea să fie judecata voastră, nu? Eu repet, pentru că e la mijloc, pe de-o parte, și voi judecați, ok, dacă ei vor să se împace. Decizia lor. Succes în, eu știu ce aveți voi de, sau ei, de demonstrat. Dar și judecata voastră și intuiția voastră vă spune să o luați la zero. Totuși, cu acest nebun, iar nu vreau, nu, vreau să vă ascultați intuiția. Clarificăm nebunul pentru Marea Preoteasă. Clarificăm nebunul pentru Marea Preoteasă.
Pentru că aceste cărți se vor manifesta diferit de la om la om. De la om la om. Clarificăm în bunul tarot, Sofia. Clarificăm în bunul prea frumos pentru peștișori. Uite, de-aia să lungesc etalele, că trebuie să amestecați cărțile. Extraordinar, nebunul și nebunul. Sunteți nebuni. Sunteți nebuni. Fantastic. Aveți posibilitatea să începeți de la zero cu două persoane diferite. Ar putea, repet, ar putea să fie aici o persoană și aici altă persoană. Zero și zero, măi. Extraordinar. Eventual să reprezinte dorința și dorința voastră de a o lua de la zero. Dar ideea este că clarificăm, domnule, nebunul ăsta. Patru de cupe. Ați fost refuzat și vreți să luați la zero? Da. Blocați persoana care v-a creat o suferință la un drum, care v-a pus în așteptare, care v-a pus eventual în triunghiuri amoroase și n-a putut să aleagă și în cauza indeciziilor și manipularilor, da, clar, ați plâns, blocați, 9 de monede, de bâte. Mai dăm o carte pe nebun și pe patru de cupe. Turnul. Interesant că s-a întrerupt legătura, ați văzut, da? Trebuie să o lipesc. S-a manifestat și în timpul etalării acest turn. Separarea, trezirea. Turnul, separarea. Dar apare. Regina de cupe, sunteți voi. Asul de monede, oportunitatea de a manifesta o relație nouă, stabilă. Dar în care trebuie să munciți amândoi eventual. Însă mai mult, persoana care este obișnuită să să fie mai strictă, trebuie să învețe să se implice. Acum turnul, de ce s-a produs? Mai zic, pentru că e o căsătorie, pentru că e un job. Și acestea au influențat, au participat căsătoria, jobul, la această separare. Mai dăm o carte pe turn. Fantastic. Turn. Trei de cupe, bre. Trei de cupe, dar a venit totuși pe orizontal, da. Ori prietenii, ori alte influențe, ori da, băutura, ori petrecerile, ori triunghiul amoros, da. Mai da, pasiune este, a fost pasiune foarte mare, atracție foarte mare, dar și frici, și mistere, și secrete. Mai dăm o carte pe acest nebun, ia. Peștișori. Asul de bâte. Un personaj care vine din copilărie. Interesant. Sau cu care ați avut o viață anterioară. Cu care ați fost împreună într-o viață anterioară. Nu zic musai semn de aer, nu obligatoriu. Nu. Un personaj care tot așa vrea victorie. Vrea împăcare cumva. Eu am zis că ar putea să fie două persoane din trecut. Și repet, regele de spade nu obligatoriu să reprezinte un semn de aer. Poate să fie și un semn de apă care nu arată. Da? În fine, mai dăm o carte pe asul de bâte.
Aici ascultați-vă intuiția peșteșorilor. În primul și în primul rând trebuie să vă vindecați astfel de cupe este central. Astfel de lucru. Sunate. Peșteșori. Da, cineva vrea să vă cucerească. Vine cineva, o persoană. Aha, interesant, aici e altă persoană, altă energie. Trebuie să ascultați intuiția. Interesant că aveți un 2. 2 înseamnă și decizii, da? Părăteasa are numărul 2. Decizii. Aici este un personaj care atrage atenția, care este victorios, care lucrează poate în public. Și vrea o nouă relație, dar altfel, pasională, publică. Și să o luați de la zero. Deci puteți să începeți de la zero ori cu acest personaj, ori, eventual, cu personajul de care v-ați separat din cauza ce am spus mai devreme, acest personaj să încerce să vină cu o ofertă. Dar voi sunteți foarte reticenți. Reticenți la această ofertă. Deși ați putea să mergeți și cu acest personaj. Ați putea. Eventual am văzut totuși un 8 de monede și parcă aici am văzut un 8 de monede și Marele Preot. Dar să stabiliți niște reguli, să stabiliți niște... Unde duce primul nebun? Hai să vedem. Unde duce primul nebun, Tarot Sofia? La temperanță. La vindecare. Un personaj care e la mare distanță, lumea, și care vă urmărește de la mare distanță. Un suflet pereche. Ha. Care vă iubește. Eventual în secret. Me. Unde duce al doilea nebun? Hai să vedem. Al doilea nebun unde duce... La 5 de monede. Da, clar că veți alege pe... Eu așa văd. Veți alege persoana care se implică. 5 de monede, clarificăm 5 de monede. Da. 4 de monede. Și acesta e tot suflet pereche, dar am doi. Unul poate-i flacără geam, altul suflet pereche. Două suflete pereche. Perechi. Două perechi, mai bine zis. Mai dăm un card. Pe 5 de monede, 4 de monede. Bă, ce complicate sunt căile domnului. Și cam gata. Cam gata. Judecați, ascultați-vă intuiția, fiți o leacă rațional. Ia uite. 10 de monede. Probabil are legătură cu ce am zis mai devreme cu 10 de monede. E povestea aceasta. Cu karma. Și 2 de cupe. Interesant. Știu sigur, da? Că v-ați simțit abandonați, pentru că apare turnul, apare separarea, vedeți cărțile? Da? Apare turnul, separarea. O nouă ofertă care trebuie foarte bine gândită, selectată, apreciată. Poate că cineva vă va zice că uite, mi-am dat seama, m-am trezit la realitate, mi-am dat seama ce nebună am fost să te refuz. Sau invers, fi nebună, da? Să te refuz. Ce nebună am fost să te refuz. Pentru că m-am simțit singur după ce te-am refuzat, da? Am plecat înspre, eu știu, singurătate. Și totuși țin la tine, mi se termină bateria, și vreau să mă implic în această relație. Iar împăcare
Vedeți cu cine vă împăcați. Cam atât. A? Ia, deci aici? Da. Încheiați un ciclu. Vreau să închei acest ciclu de suferință. Cam așa e. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ceau, ceau!